Anii se duc, dar rănile încă sângerează. La 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, rămân încă multe istorii nedescoperite. O filă aparte a ororii reprezintă perioada Holocaustului, când au fost exterminați evreii. Despre această perioadă neagră se povestește într-un nou documentar prezentat recent la Centrul de Cultură Evrească Chedem din capitală. Filmul Pașapoartele spre Paraguay vorbește despre eroismul diplomaților polonezi, care fără frică față de puterea nazistă au salvat mii de evrei de la moarte aflați în lagărele de concentrare. Mi-aș fi dorit să am un pașaport al Uruguayului. Ce țară minunată este ea! Aceste cuvinte sunt din coloana sonoră a filmului documentar Pașapoartele spre Paraguay, realizat de regizorul polonez Robert Cacimareca. Pelicula prezintă eroismul puțin cunoscut al diplomaților polonezi în Suedia, care falsificau masiv pașapoartele ale unor țări din America Latină. Actele ajungeau în mâinile evreilor din Polonia, Germania, Franța, Lituania, Ucraina, care în așa fel își salvau viața de lagărele de concentrare naziste. Spectatorii spun că acest film este o adevărată descoperire care redă lupta reprezentanților diferitor națiuni pentru umanitate. La premieră a fost și ambasadorul Poloniei la Chișinău. Sunt sigur că acesta este doar începutul, iar încă multe lucrări urmează a fi descoperite, multe încă nu le cunoaștem. Printre spectatori era și Georgeta Weisenberg. Ea spune că se trage din viță de evrei și a trăit sentimente profunde alături de personajele din film, pentru că strămoșii ei au fost victime ale Holocaustului. Sunt de naționalitate evreică și asta este destul de important pentru mine. Străbunica mea a fost omorâtă în Holocaust, undeva pe teritoriul dintre Austria și Ungaria. Renumitul regizor moldovean Iosif Șat susține că subiectul Holocaustului este unul cunoscut, dar în timp apar noi detalii și fapte ținute în secret până acum. Toate scoase la iveală pot construi un puzzle veritabil în desfășurarea istoriei mondiale. Oamenii trebuie să cunoască istoria celor întâmplate atunci, acel adevăr al istoriei care pe alocuri este ascuns și mușamalizat. Desigur, sunt și vremuri când oamenilor nu le arde de trecut și uită că anume în acea perioadă istoria îi ajunge din urmă și trecutul uitat se repetă. Potrivit directorului Centrului de Cultură Evreiesc Chedem, Daria Cotorobai, informațiile istorice care au stat la baza creării acestui film ar trebui incluse în programa școlară a claselor liceale. Ne-am dorit ca aceste date din film să fie folosite de către profesori în cadrul lecțiilor de istorie cu privire la Holocaust, predate elevilor din clasele absolvente. Noi vom face tot ce putem ca filmul să fie disponibil pentru a putea fi studiat. În perioada celui de-al doilea război mondial, din septembrie 1939 până în septembrie 1945, în țările ocupate de naziști au avut loc exterminări ale familiilor de evrei. Documentarul Pașapoartele spre Paraguay povestește despre eroismul diplomaților polonezi, participanți ai așa numitului grup din Bern, grație căruia pașapoarte paraguieze au primit aproximativ 4.000 de evrei.